Dragi prieteni, bună dimineața! O voce imperativă, pe care în limbaj psihanalitic aș numi-o asupra eului sau a instanței mele morale, mă obligă să scriu, mărturisește interlocutoarea mea din această sâmbătă. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, prozatoarea, poeta, eseista și profesoara Marta Petreu. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Favoarea e de partea mea, pentru că e departe Clujul, cum se zice, lung e drumul Clujului, Bucureștiul a fost toropit de căldură, noi avem noroc de vara asta indiană, care ne dă așa o lumină frumoasă dimineața sâmbătă. La Cluj a fost la fel de cald. Ei, atunci tocmai bine să bem o cafea. Dimineața. Nu? Am simțit pașii. Bine ați revenit la cafea. Bună dimineața. Cu ce să vă servim? O apă, plată. Sigur? Mie, ca de obicei, cappuccino. Mulțumesc. Cu plăcere. Cum pot să existe atât de multe cărți și diverse de eseu, de cercetare, de poezie, de proză, romane puternice, fără ceașca de cafea? Nu. Beau foarte multă cafea, dar astăzi mi-am luat porția. Ei, deci foarte multă cu măsură. Nu, foarte multă, chiar foarte multă cafea. Să începem de aici, pentru că am citit acum mai bine de un deceniu. Mulțumim. Toate volumele care se intitulau chiar așa, Conversații cu, și era o întreagă pleiadă de intelectuali români cu profesii diverse pe care i-ați intervievat sau i-ați făcut să se confeseze. Și atunci putem să luăm startul de la această stare. Este interviul o stare sau care e mai exact distinția dintre confesiune, interviu și conversație, cum ați scris în titlu? Le-am zis conversații pentru că suna bine, suna bine ca titlu. Eu am avut o mare curiozitate față de oamenii pe care i-am intervievat, cărora le-am pus întrebări de tot felul. Oameni de meserii diferite, după cum ați băgat de seamă, sunt și regizori, sunt și medici. Așa, sunt medici, sunt arhitecți, sunt scriitori, filosofi. Da. Am făcut cartea asta și din cauza revistei Apostrof pe care m-am gândit, o conduc. Pentru că n-avea cine face rubrica de interviuri și atunci am apărut acolo. Deci asta e secret. Da, e un secret, da. Am zis, bun, intru eu și atunci mă pregăteam, studiam câteva săptămâni tot ce se putea despre viața și activitatea omului respectiv și îi luam un interviu. Câteva săptămâni, da? Câteva săptămâni, accentuez, sigur. Pentru cei care își închipuie cu bunăvoință sau ritos, că e foarte simplu să te așezi la o masă, să zâmbești și să pui întrebări. Nu, e foarte greu. E foarte greu. Mi-aduc aminte cât de mult m-am chinuit, de pildă, pentru doctorul Vlăduțiu. Pentru că eram pe un teritoriu necunoscut. Sau pentru Vlad Mugur, unde nu mi-a ieșit cum trebuie. Pentru Anton Dumitriu, pentru care aveam o pasiune. Încă din timpul liceului citisem cărțile și a facultății. E munca. E o muncă foarte grea. Trebuie să intri în conexiune cu celălalt și atunci e o muncă foarte serioasă. Mai am alte interviuri făcute după conversații cu. Poate că o să mai aranjez o carte, o să le mai strâng într-o carte. Sunt sigură, pentru că am simțit în subtext bucuria, nu întâmplător am pus întrebarea, dincolo de munca asta nevăzută. Oamenii trebuie prezentați și trebuie prezentați cu ce au ei mai bun. Trebuie puși în evidență, așa cum pui o piatră prețioasă într-o montură frumoasă la un inel, nu? Oamenii trebuie să primească, după ce au făcut niște fapte în domeniul lor, trebuie să primească o recunoaștere. Interviul este și o formă de recunoaștere publică, nu? Ceea ce fac în această dimineață e o splendidă empatie, pentru că de recunoașteri nu mai aveți nevoie, pur și simplu. Sunt foarte multe premii naționale și internaționale, sunt traduceri, sunt legitimări de toate felurile, sunt și multe scrâșnete. Știți ce mi-a zis un critic acum câțiva ani? Marta Petreu pune un fitil și după aia l-aprinde. Cred că se referea la cărțile mele de cercetare, dar eu n-am făcut decât să fac cercetare. Or, cercetarea, ai o idee când o începi.
Mai ai încă o idee când ești la mijloc, dar s-ar putea ca pe parcurs să ți se răstoarne tot ce ai căutat și să ajungi la concluzie contrară premisei de la care ai pornit. Mi s-a întâmplat așa cu Sebastian sau cu Cioran sau cu Eliade? Nu, mi s-a întâmplat mult mai devreme. De pildă, eram profesoară de liceu și voiam să-mi distrez elevii, mulți pe care aveam la liceul Racoviță din Cluj, voiam să-i distrez cu jucărele logice și atunci m-am apucat de făcut logică, dar în forma amuzantă, sofisme și scoteam exemplele din literatură. Și plecasem de la ideea primită din facultate, cum că sofismul este un lucru rău, negativ și așa mai departe. Ori pe măsură ce am cercetat, pe măsură ce am scris, pe măsură ce am făcut tipologia sofismelor, exemple, am stabilit tot felul de lucruri, am ajuns la o concluzie contrară, că e nevoie de ele. Sofismul se naște de acolo de unde se naște toată creația umană și reprezintă forma subiectivității noastre, dreptul nostru de a ne pleda propriile convingeri, propriile simțiri. Și am ajuns la o convingere contrară și am justificat în final dreptul la existența al sofismelor. Pe mine, deci convins cu această pledoarie pe care o faceți acum pentru sofism, cu cartea despre Caragiale. Da, filozofia lui Caragiale, pe care o recomand oricui. E o viziune, o lentilă atât de curată și de originală, de nouă, trecând peste minunăția că cineva din Transilvania de Nord vorbește de sudistul ăsta. Sunt mulți specialiști în Caragiale la Cluj. E o școală deja. Și de școala de teatru de la Cluj se bazează pe Caragiale, adică îl are în centru pe Caragiale. Eu am ajuns la Caragiale tot datorită sofismelor, pentru că începusem să caut sofismele după tipologia lui Aristotel și îmi trebuiau exemple literare. Pentru unele aveam, pentru altele nu aveam și atunci m-am cufundat, am zis acolo trebuie să fie și l-am citit pe Caragiale integral. Eram profesoară de liceu, repet, era în anii 80. Și atunci am scris un studiu frumos de dicționar de caragialisme. În felul ăsta am ajuns să-l iubesc pe Caragiale, care nu e un autor facil. Deloc. Pentru mine a fost foarte greu accesibil. Temperamentul meu mă duce spre autori care sunt mai de invenție, mai fantaști, mai... Ori momentele lui Caragiale sunt cu totul altceva. E forma cea mai economică de a face, cea mai laconică de a face literatură și e bazată pe o combinație uluitoare între inteligență și talentul de a economisi cuvintele și de a folosi cuvântul potrivit. Între timp l-am citit pe Caragiale de nu știu câte ori, de câte ori mi-am refăcut cartea, studiul și pe urmă carte și pe urmă încă o dată refăcută cartea și de fiecare dată am avut parte de bucurii intelectuale extraordinare. E foarte adevărat că personal știam ceea ce zicea cu multă vreme în urmă Călinescu, că există la Caragiale o vervă sofistică. Există. Suntem atât m-a de... M-a confirmat. Adică faptul că am găsit în Călinescu asta m-a confirmat că sunt pe un drum bun. E totdeauna bine când te întâlnești cu spiritele mari și zici, a, uite, el îmi dă dreptate. Dinainte de a exista eu, el îmi dă dreptate. Acum, la distanță, în timp, după încheierea cărții astea splendide, o spun încă o dată, o carte chiar specială, aveți încredințarea că în această enfatică autoprezentare ca autodidact, Caragiale spunea tot timpul, sunt autodidact, nu m-am dus la școală când trebuie sau am învățat singur sau... Ar fi vrut totuși să facă, sau ar fi putut... Ar fi vrut să fie filosof. Să fie filosof, da. Ar fi vrut să fie filosof, adică sunt foarte multe mărturisiri de ale lui puse. Mai trebuie să ai grijă să le scoți din text. Avea o dorință intelectuală, o dorință de cunoaștere și de înțelegere extraordinară. Când era la Berlin, invita la el români care erau la studii
în Germania și invita la el la masă, iar tema rezultă dintr-un text al lui, tema era dinainte stabilită, discutăm despre cutare. Iar el se informa din tot felul de cărți, din la rus mai ales. Da, se, și discuta în contradictor, avea un spirit dialectic extraordinar și cred că învăța foarte mult de la oamenii ăștia tineri. Avea plăcerea de a învăța și de a înțelege. Da, grație cărții dumneavoastră pe care am recitit-o acum recent, tocmai pentru întâlnirea asta, am revăzut, era inevitabil, și corespondența cu Zarifo. Oh, extraordinar! Și atunci extraordinar, am ajuns da. La ceea ce spuneți, la Caragiale sofistul, la Caragiale neștiutul îndrăgostit de filozofie. Îndrăgostit de filozofie, făcând sofisme, provocându-și, ca să se joace, făcându-le ca jucărele logice, provocându-și personajele, oameni din viața reală, să comită sofisme pentru ca el să poată apoi să râdă. Să râdă de să ele. Râdă de să ele, râdă da, de ele, da. Să râdă de eternul uman. Țin la el foarte mult și pentru că eu am făcut foarte multe studii care au o încărcătură ideologică și care sunt neplăcute. Hai să la încep. Caragiale e cel mai, deși e o încărcătură politică serioasă la da. El, încărcătura ideologică cea mai mică de care m-am atins, numai de, mi-am dat seama că era genial, nu? El a prevestit într-un fel românismul cu mulți de râs și a râs de el de dinainte ca el să se petreacă. Sau mă rog, în simultaneitate că era la Bogdan Petricei cu HD-ul, dar față de ce s-a întâmplat în secolul al XX-lea e nimica toată și a râs de el, l-a înțepat așa ca pe un balon umflat, l-a înțepat cu acul inteligent al ironiei. Mi-e drag și din cauza asta. Ultima carte din care răsuflă praful de pușcă e în 2009, când spun, așa exagerând puțin, merg în siajul tuturor tresăririlor pe care le-au avut unii și alții după ce au citit Diavolul și ucenicul său, Nae Ionescu, Mihai Sebastian. E un deceniu de la prima ediție a cărții. Da. De atunci sunt alte ediții. Da, da. Sunt aprecieri noi, sunt priviri mai calme și mai înțelepte. Și poate că unii cred, îmi place să cred, s-au dus, cum am făcut și eu, direct la textul de presă al lui Nae Ionescu și al lui Sebastian. Da. Ca să vadă că acolo nu e nicio punere la zid, nu e nimic exotic, nu e nimic tendențios. Nu. Am făcut o cercetare, era să o încurc cu cartea asta, consider că n-am încurcat-o, dar era să o încurc pentru că m-am dus pe drumul bătut. Eram invitată la un colocviu și mi-am pregătit lucrarea fără să mă duc la presă și fără să cercetez ce era înainte de 1933. Și am dat așa de niște ciudățenii care m-au pus pe gânduri, dar nu destul. Și m-am dus și mi-am ținut la colocviu unde am fost invitată, mi-am ținut comunicarea, unde vorbeam pe calea bătută despre un Sebastian democrat, victimă 100% a odiosului Nae Ionescu și așa mai departe. Există un Dumnezeu al cercetării științifice care te pedepsește dacă nu lucrezi cum trebuie. M-am dus la bibliotecă să mai caut pentru lucrurile alea care ușor mă nedumeriseră, să caut, să văd despre ce e vorba. Și când am luat-o de la origini, așa cum trebuie, mi-am dat seama că făcusem o gafă de proporții, că m-am lăsat înșelată, că m-am dus pe un drum greșit. Am descoperit că Sebastian spunea aceleași lucruri ca Nae Ionescu, o zi, două, trei, o săptămână, o lună mai târziu, pe un ton ceva mai jos. Și că ideile care sunt reacționare, să folosesc termenul lui Lovinescu, reacționare ale lui Nae Ionescu, sunt toate în opera lui Sebastian, în articolele lui de jurnalist. Despre asta e vorba. Și că dragostea care l-a legat pe el
pe Sebastian de Nae Ionescu n-a încetat nici după marele scandal din 1934 cu de 2000 de ani. Să luăm lucrurile pe rând pentru cei care nu știu destul despre Sebastian, destul despre cartea lui din 1934, care a provocat toată Spania. Da, a apărut în Spania, am văzut. Spania. Dar a apărut în 2016 și în Marea Britanie, da? În colecție tradusă. E o carte interesantă. Da? Eugen Ionescu a spus despre ea că e interesantă în primele, nu mai țin minte câte, 60, 70, 80 de pagini. Acolo, într-adevăr, e nucleul cărții. Dar e o carte interesantă. De altfel, dacă ne luăm după jurnalul care ne-a parvenit abia în 1996, după 60 de ani de tăcere, să spunem, chiar Sebastian scrie undeva, poate că am să revăd această carte fără prefața lui Nae și fără niciun comentariu al meu, pentru că am impresia că ea va rezista. Că ea rezistă. Cartea rezistă pentru că e plină de idei, de probleme, de probleme care erau actuale atunci, slavă Domnului că nu mai sunt actuale astăzi. Cartea e o combinație în 34, e o combinație scandaloasă, așa a fost receptată în epocă, între un roman pe problema evreiască din România, asta a fost o mare problemă a României, și prefața lui Nae Ionescu, care este antisemită. Iar combinația asta a fost absolut dezastruoasă pentru roman. Ca să spun în alți termeni, dintr-o dată avem o carte incendiară care îi neliniștește și îi supără și pe legionari și pe evrei. A fost un an, cu multe scandaluri, pentru că a fost scandal și, mă rog, vâlvă critică și în jurul cărții lui Eugen Ionescu, ieșise și în jurul cărții lui Cioran, pe culmile disperării. Deci era generația care, sigur, intrase de mult în spațiul culturii românești, dar acum, în 34, ieșea cu niște cărți care erau altfel decât cărțile autorilor precedenți. Ca să vă completez un pic și să se înțeleagă contextul, mă gândesc că pe la 1 noiembrie 1934 apărea în Stânga, în publicația asta, un articol semnificativ al lui Belu Zilber, care se intitula chiar așa, Flăcăii lui Nae Ionescu, Generația Tânără. Generația de fapt, era tânără, tocmai această pleiadă de ucenici adoratori ai marelui profesor, profesorul cu majuscula. Și era conferențiar, dar îi se spunea profesor. Îi se spunea profesorul, da. Era o personalitate accentuată, foarte originală, n-a lăsat o operă, e un gânditor politic post-eminescian, pe linia post-eminesciană, dar mult mai accentuată la nivelul secolului al XX-lea, este teoretician al totalitarismului. Pledează și acționează pe față pentru stat totalitar românesc. Iar mișcarea politică pe care a mizat, începând cu toamna anului 1933, este mișcarea legionară. Să spunem că acest personaj îi zice undeva Mihail Sebastian, și să mă ajutați în citate dacă zice acest e de mult. Temperatura interioară a acestui mentor fastuos. Poate să pară de neînțeles astăzi, privind peste umăr, cum o prezență care n-are decât o publicație antumă. Da, un volum pe care acela din 37. El a făcut Eliade. El a făcut Eliade la prefață teribilă, și la... care trebuie citită cu mare atenție, pentru că trădează foarte multe din orientările politice ale membrilor generației 27. Vorbim despre o personalitate interbelică care a trăit puțin, ars repede. Se pare că avea o boală de familie legată de rinichi, după cum spun sursele. Sebastian îl numește de 2000 de ani stăpân. Da, stăpân. Stăpân. A fost uimită. Da, mai trebuie să fii atent la text. În care se reintegrează și e fericit să se integreze. O relație de tip masochist, de supunere masochistă. La un stăpân necondiționat.
Au rămas în relații bune și după marele scandal din 1934. Asta pentru mine este contrariant și probabil și pentru alții. Ca să se înțeleagă exact, înainte ca tânărul Sebastian, el însuși a trăit doar 38 de ani. Da, a avut un ghinion teribil, da. Cum zice Eliade în jurnal, în clipa în care s-a stins după un accident rutier absurd, îl lovește pe Bulevardul Regina Maria un camion. Da. Și Eliade chiar notează atunci în jurnal. Da. Bietul Mihai, ce viață a avut, a trecut de atâtea umilințe evreiești, de ultimii 5 ani. S-a bucurat de venirea armatei sovietice. A acceptat toate abuzurile armatei sovietice cu bucurie, considerându-le o pedeapsă la adresa populației românești vinovate în ochii lui. Iar apoi a fost, culmea ironiei, o viață foarte tristă, nu, dacă stai să te gândești. E omorât de un camion sovietic pe stradă în București, în timp ce se ducea la curs. E teribil. Când ați citit jurnalul restituit în cele 9 caiete, pe care eu personal le suspectez, dar e doar o speculație, probabil, că lipsesc piese din acest puzzle. Există probe că existau niște jurnale înainte de data în care începe volumul pe care îl știm cu toții. Adică 1933? El a publicat, niște fragmente în presă. Da. El își selecta din jurnalul pe care îl scria și selecta fragmentele cu încărcătură literară și din când în când publica în presă. Poate că le-a distrus el, poate s-au pierdut pur și simplu. Există foarte multe accidente în viața unui autor. El deja își pierduse un roman în Franța, da, nu? Da. Și l-a refăcut romanul accidentul. Și mai știu autor, nu? Dede Roșca și-a pierdut cartea despre comic. Da. Nu, deci există tot felul de accidente într-o viață. Sunt convinsă că editorii au publicat tot ceea ce au găsit. Deci nu dau vina pe editori, ci sunt convinsă că au existat și alte fragmente de jurnal, dar că acelea n-au mai fost găsite în corpusul pe care l-au publicat. Sebastian i-a cerut mentorului său, Nae Ionescu, această prefață cu mult înainte ca el... cu mult înainte, să termine cartea. Da. Și dintr-o dată... Era o înțelegere între ei. Era o înțelegere și atunci a fost implicit un cod al onoarei. Da, categoric. Categoric. Dați-o foarte bună interpretare. Care e cumplit. M-am gândit adesea cum mentorul, care avea atunci cât? 30 de ani sau cât? În 34, el născut în 1907. Da. Da, e un om foarte tânăr. Un om foarte tânăr. Care ar fi putut să fie respectat. Mie mi se pare normal. Și mie mi se pare normal. Numai că se schimbase contextul politic. Nae Ionescu, care a fost o personalitate foarte puternică și nefastă. Istoria României arată altfel dacă el n-ar fi existat. Un om foarte puternic care a determinat istorie. Nae Ionescu a fost în Camarila Regală, iar în 1933 a fost un conflict în Camarila, a venit în conflict cu regele și a fost expulzat. Sau s-a retras el, dar oricum s-a produs o ruptură între el și Camarila Regală. Ca să spunem exact, în ianuarie 34, chiar pe 2 ianuarie, a fost arestat, nu? În 33 se produce ruptura. Exact. În 33 se produce ruptura, iar Nae Ionescu o cotește politic spre mișcarea legionară. Deschide ziarul Cuvântul mișcării legionare, îi publică pe liderii legionari, dă știri despre legionari și așa mai departe. Deci face o cotitură radicală, iar ziarul devine antisemit. Textele lui Nae Ionescu devin explicit antisemite în ziarul Cuvântul. Asta era un atac la rege, regele avea o iubită și el a dat șah la rege. Și a devenit, ziarul Cuvântul a devenit antisemit. Apoi este prevestită în ziarul Cuvântul de către Nae Ionescu uciderea primului ministru și o pedeapsă la adresa regelui. Totul este... cifrat. Da, cifrat. Totul și anticipat. Cifrat. Da, și anticipat. În așa fel încât, în ordine logică... De Crăciun. Da. De Crăciun. Da. Igheduca e asasinat și pare pentru toată lumea o crimă premeditată și anunțată. A fost, da. Vreau să vă întreb dacă ați avut vreodată senzația că
o casă, un loc în care a stat un timp, o personalitate cu amprentă puternică, vorbește despre el și după trecerea evenimentelor. Pentru că s-a întâmplat să văd prin 2014 această vilă de la șosea pe care industriașul Malaxa, ea nu se vizitează, am văzut-o cu asiduitate de jurnalist. Da. Și acolo, fascinant, închipuiți-vă o vilă prin care se intră printr-un somptuos donjon brâncovenesc. Da. Apoi sunt pergole cu arcade bizantine, e o grădină de 4 hectare. În corpul din dreapta, culmea, asta spune mult, e o compoziție, un corpus cilindric în care se află o mică capelă, făcută special pentru Casa Naie lui Naie Ionescu. Da. Și am citit descrierea. Pe el îl vizitez la Biserica Patriarhiei pentru că e pe zidul bisericii. Să spunem. E chiar diavolul de la judecata de apoi. Da. M-am gândit că chiar de acolo va veni titlul cărții, nu? Da. Foarte multă lume simțea încărcătura diabolică. Diabolică. Nu știu de la ce a venit renumele ăsta. De la sprâncene, de la inteligență. Sau poate de la... De la sofistică. Da. De la lipsa de scrupule, Vulcănescu, de la care am luat prima dată informația, din cărticica lui despre Naie Ionescu, Vulcănescu așa cum l-am cunoscut, descrie această casă, elev, nu? Da, i-a fost elev. Da. Și Vulcănescu zice așa, în sufrageria în care ne primea pe toți, mi-am și imaginat, se afla un el greco original, coborârea de pe cruce. Și eu m-am dus în casă, după ce că m-au primit, după... Da. Îndelungi insistențe și spun, da, unde-i tablou? Și nimeni nu știa nimic. Era clar că nu o să mai fie acolo. Da. Cum să mai fie o asemenea avere? Da. Îmi place să cred că va fi fiind la muzeul nostru de artă. Poate. Nu cred. Nu? Nici eu nu știu unde e. Dar e la cineva. Sau poate e în străinătate. Sau poate e în străinătate. Sigur. Casa nu e clasată în ordinea monumentelor, din păcate. Aha. Dar sper că asta se va face ca să o putem... vizita, ar fi păcat să nu fie văzută și restaurată mai ales. Da. A fost la un moment dat casa lui Antonescu, în memoriile lui Giurgia Negrilești, am citit. Da. Nu numai atât, am găsit în arhivele monitorului oficial că ea a fost rechiziționată de statul român imediat în 1940, după ce Naie Ionescu s-a stins, sub pretextul că i-a fost cedată de industriașul Malaxa, dar el nu a respectat promisiunea de a face acolo un hipodrom. Casa a revenit ca reședință de vară mareșalului Antonescu și se pare din arhive că toate, sau mă rog, mare parte din consiliile de Țineau acolo. Se țineau acolo, între 40 și 44. Dar altceva vreau să adaug, că există negru pe alb actul prin care statul român, după rechiziționare, plătește acestor nepoate de drept și de fapt Traian familiei soția lui. Și familiei, dar văduvei, 16 milioane de lei. Da. O sumă bună. Asta spune, în contextul anilor 40, ce mult însemna această vilă făcută de un arhitect poet, dacă e făcută de George Mihai Cantacuzino, în 38. Da. Deci n-a stat mult în ea profesorul. Nu, dar n-a apucat să stea în ea. Dar acum a primit-o acolo pe cela de la Vrancea. Cercetătorii de la pomicultură mi-au spus asta. Să știți, știam și am zâmbit subtil, că a murit alături de eleganta lui amantă, cred, pianistă. Eu nu cred, sunt dispusă să cred povestea asta cu cela de la Vrancea. Care... E, povestea e reală. Povestea e reală. Prietenia lor a fost reală. Da. Dar n-avem nicio dovadă că ea i-a stat la crește. Nu. Pentru asta nu. Și s-o mulțime de alte povești și mitologii urbane. În jurul lui este o uriașă mitologie, el este o figură centrală a extremei drepte, inclusiv astăzi. Am vrut să se vadă printre rânduri, cumva, relația narcotică pe care el o desfășura, pactul faustic, cum zice Tismăneanu și îmi place, cu fiecare dintre discipolii generației 27. Cioran tânăr, Noica tânăr, Ionescu tânăr. Noica târziu a ajuns în anturajul lui Naie Ionescu. Naie Ionescu nu-l agrea. Da. Noica era probabil pisălog.
meticulos și punea întrebări incomode. Ornaia Ionescu, după cum spun toate sursele, inclusiv Cioran, nu era cine știe ce pregătit. El era pregătit pentru marele joc politic pe care l-a făcut așa, în stil mare. La cursuri uneori nu se ducea pentru că zicea, astăzi n-am avut ce să vă spun. Da. Neașteptat. Da. Nu mi-aș permite. Nici eu. Mă pregătesc din vreme pentru fiecare curs. Ei l-au iubit. În absența lui erau foarte critici cu el. Asta consemnează Jeni Acterian în jurnalul ei și a ea apărarea. Că era o personalitate fascinantă, asta iar este limpede. Spre nefericirea culturii române. Spre nefericirea discipolilor lui foarte inteligenți, foarte talentați, care apoi au rămas în străinătate, nu s-au mai putut întoarce în țară și care au ratat măcar unul dintre ei Nobelul. Eu sunt convinsă, acum iar fac un raționament idiot. Subscriu. N-am voie să-l fac. Subscriu. E pe tipul dacă nasul Cleopatrei. Dar sunt absolut convinsă că ori Eliade, ori Eugen Ionescu, nu Cioran, că Cioran a ajuns mai târziu la glorie, ar fi avut o șansă reală la un premiu internațional mare, nu? Eugen Ionescu ar fi putut să-l ia. Și el a fost o foarte scurtă perioadă la începutul carierei lui de publicist, să zicem, admirator al lui Nae Ionescu. Deci el și-a pus amprenta pe toată generația și a dus-o, nu pe Eugen Ionescu, a dus generația într-o bună parte a ei spre extrema dreaptă, ceea ce nu e un lucru de care să ne bucurăm. Când ați făcut... Voia totalitarism. Totalitarismul, și dacă e de extremă dreaptă, și dacă e de extremă stângă, e la fel de rău. Indezirabil. Știm pe pielea noastră cum știm, a putut. L-am trăit. El îi oferea lui Carol legionarii. Zicea, totalitarismul, știu eu ce e asta. Asta în 39, când era internat în lagărul de la Miercurea Ciuc. Nu numai atât, l-a făcut pe un tânăr cu studii în Franța, nu? Care călătorea, aspira, citea, era cum e Mihail Sebastian, să-l admire din toți rărunchii pe Mussolini. Epoca interbelică a început într-o mare criză. Primul război mondial a fost o criză totală, o prăbușire a fundamentelor civilizației de tip european, a culturii de tip european. A fost considerat vinovat liberalismul, deci democrația liberală, iar oamenii au început să caute altceva, alte fundamente. Și s-au îndreptat, așa s-a născut ideea totalitară, altă soluție politică. Iar la început, musolinismul, care nu era antisemit, la început, a devenit antisemit abia prin 37-38, vizibil, părea o soluție. Nu era. Au fost unii oameni care și-au dat seama din vreme de asta. Klausmann, de pildă, care e un om de aceeași vârstă cu Eliade și cu Sebastian și cu ceilalți din generația 27. Klausmann vizitează Italia, vede Italia și zice, dacă în Germania se întâmplă la fel ca în Italia, atunci trebuie să plecăm, să emigrăm. Acolo unde democrația e consolidată, unde dreptul la gândire este consolidat, unde ești învățat să gândești cu capul tău, unde naționalismul nu mai reprezintă o tentație. Pentru un intelectual bine așezat pe propriile lui fundamente moral-politice. Da. Acolo musolinismul n-a fost o tentație, dar altfel în lume s-au păcălit și autori evrei, ori tineri intelectuali evrei, ori evreii sunt totdeauna miros mai bine ceea ce poate fi periculos pentru libertatea individuală. Este o definiție a totalitarismului, am găsit-o în Cioran, el definește de fapt dictatura, dar e foarte bună pentru totalitarism și explică secolul 20 din care am ieșit cu răni, noi românii foarte răniți, răni încă neînchise. Totalitarismul intră în viața fiecăruia, de la religie la sexualitate, zice Cioran. După părerea mea, este o definiție extraordinar de bună, pentru că prinde de la transcendent până la Până la viața secretă de noapte.
totalitarismul vrea să stăpânească tot, inclusiv ce visează omul. Intră inclusiv în visele omului. Thomas Mann în jurnalul lui notează, apropo de Hitler, înainte de 33, zice, ăștia vor să se amestece în cultură. Ăștia sunt totalitari. Adică se amestecă în ce scrii tu. Noi ținem minte de pe vremea lui Ceaușescu cum orice accent de personalitate, de individualitate, devenea suspect din punct de vedere politic. Totalitarismul vrea să te stăpânească. La nivel personal, am aici, de la începutul discuției, această carte scrisă în 40 de zile. Am citit cu mare bucurie, prin 2015, cred, sau 14, Cronica din Le Monde, da, la traducerea Floricăi Curiol. Da. Și am văzut Florence cum Noaville, Florence, da, Noaville, care în acest Le Déchirement, o suferință, da? Da, înțelege cu precizie, da, ceea ce se întâmplă, da, aici. Da. Și după ce mă gândeam în 2011, după Acasă pe câmpia Armagedonului, ce va scrie Marta Petreu după cartea asta puternică, iată, trec 6 ani, da, și vine Supa de la miezul nopții, pentru că asta, dacă e un fel de carte a vindecării, zic eu, și a iertării și o scriptură a iubirii cumva... Un monument funerar. Da. După mamă, în principal, și pentru toți morții mei. Dar e și o carte a Transilvaniei zguduitoare, și o carte a României deopotrivă, și o carte a părinților, și o carte a fiicei Mezine, această Tabita, care spune... Niciodată n-am fost nicăieri atât de singură ca în acele 6 toamne vor fi fiind, da, de aur și ceață când pășteam curcile. Da, am fost și am rămas sărancă. Nu vă crede nimeni. Dar e strict adevărat. Prima generație la oraș. Poate că spuneți, da, asta și ca o flatare cumva implicită pentru faptul că acolo la Jucu... A fi țăran e un rang de noblețe. Este, da. Dar câți mai cred asta? Zaciu credea. Zaciu era a 4-a generație, cred, la oraș. Și odată mi-a spus, eu sunt țăran. Mi-am râs în nas. Am zis, dumneavoastră, domnule profesor, nu. Eu sunt țăran. Povestiți-ne. E cartea din 2017, pe care nici n-am mai găsit o în librărie. Primele fragmente le-am scuipat pe computer, pe ecran, în 2012. Și mi-am promis că atunci când îmi termin seria de la Polirom, mă apuc numai de asta. Asta s-a întâmplat în 2014 și din 2014, după ce eu tot scrisesem tot felul de fragmente noaptea, că nu eram lăsată să dorm, pentru că un fragment își cerea ieșirea în lume, afară, la viață. Din 2014 m-am apucat de ea. Sigur, la un roman poți lucra numai când lucrezi continuu. Adevărat. Am o mare ratare în spate. În anul când am scris, în 2010, când am scris Acasă pe câmpia Armagedonului, dacă n-ar fi început anul universitar sau dacă aș fi fost eu atât de incorrectă și să-mi iau un concediu medical de 3 luni, aș mai fi scris perechea. Îi lipsește jumătate la Acasă pe câmpia Armagedonului. Noi nu simțim asta, da, și n-au simțit nici alții, adică, pentru că a fost cartea anului în 2011. E ca sărutul lui Brâncuș. E o parte, dar trebuie și cealaltă. Și n-am mai fost în stare să o scriu. Atunci aș fi putut, pentru că eram acolo, eram în ea. Și din cauza universității, nu, m-am dus să-mi câștig și eu salarul, da? Și n-am scris-o. Ori la asta, 2014, 2015, 2016... Și am tot scris și am tot inventat și am tot scris și am tot inventat și am ajuns la 2 milioane, vreo 200 de mii de semne. Sper că vă dați seama ce, da, înseamnă asta. Un roman de 1100 de pagini. Ceea ce e o tâmpenie. Din punctul meu de vedere și pentru mine. Pentru fiecare lucru pe care îl gândeam, inventam un fragment, adică scriam un fragment. Și asta a durat 2 ani, în al treilea an am început să tai, pe urmă să rescriu, pe urmă să... A fost ceva îngrozitor. Și am zis, am ratat, așa ceva nu poate fi publicat, este mult prea mult. Iar în 2017 mi le-am adunat pe toate, le-am închis într-un fișier și l-am parolat. E singurul lucru parolat din computerul meu. Și într-o seară, în timp ce sora mea venise la mine și mă bătea la cap cu nu știu ce,
mi-a venit ca lui Rebreanu, dar comparația este pur tehnică, nu e valorică, Doamne ferește, n-aș îndrăzni, mi-a venit prima frază. Cu florile. Miros de garoafe. Am scris-o repede, repede, în timp ce soara mea vorbea. Iar după aceea, deja a fost o vară îngrozitor de grea, în care am avut foarte multe probleme, inclusiv administrative, inclusiv de sănătate, am avut de toate. Am scris-o ca în somn, scufundată într-o materie pe care o inventasem și o învățasem pe din afară. Ea acum pare dintr-un singur suflu, da, puternic. Pentru că, da, e un singur suflu, al verii 2017, în septembrie, cândva am terminat-o și am dat-o lui Adrian Șerban, am mai dat-o unui prieten și am dat-o lui Ion Vartic, la trei persoane deodată. Adrian Șerban a citit-o primul și a zis, îi dăm drumul. Ion Vartic a sunat după vreo 10-14 zile, am trâncănit una alta și în final zice, am citit-o. Zic, ce? Uitasem. Zice, păi carte. Zic, care carte? Păi supa de la miezul nopții. Și mi-a făcut pe loc, el e un cititor extraordinar de atent. N-am văzut pe nimeni să citească la fel de atent cum citește el și mi-a dictat la telefon niște corecturi de literă, știi? Și atunci i-am dat drumul. Sunt foarte mândră de cartea asta. Sunt foarte mândră. Dacă este un scriitor care m-a influențat în scrierea ei, de asta m-a influențat și în scrierea romanului Acasă pe câmpia Armagedonului, e Bioy Casares. Bioy Casares are un univers literar perfect. Și semnalează și când scrie proze scurte, semnalează prin câte un singur cuvânt ceva. Da. E aproape un spațiu literar închis și mie îmi place. Da. E un scriitor absolut perfect. Eu nu mai cunosc scriitor perfect decât pe Bulgakov, în Maestru și Margareta, dar în Maestru și Margareta există o greșeală. Una. E scuzabilă, lumea nici nu o observă. Margareta apare moartă în două locuri. Și în subsolul maestrului și în casa soțului ei. Nu se poate, cadavrul ei apare în două locuri. Nu se poate, dar asta e scuzabil pentru că el încă lucra la carte când a murit Mihail Bulgakov. Știam asta, da. Ori la Bioy Casares totul este perfect. E ca un sistem solar în care fiecare mișcare, fiecare planetă, fiecare jumătate de planetă se îmbucă cu altă jumătate de planetă. Fiecare idee cu contrariul ei și creează o planetă, un rotund, un ceva. E un scriitor pe care eu îl admir foarte tare. Îl consider un scriitor, l-am citit de nenumărate ori, îl consider un scriitor metafizician. Dacă este cineva cu o metafizică, el are metafizică. La mine nu despre asta e vorba, ci despre deci, ce am luat, ce am putut eu, la nivelul meu de talent, de inspirație, dacă le am, de tehnică, de încăpățânare de a scrie. Asta e cel mai corect spus. Am luat tehnica de a folosi un cuvânt, unul, ca să semnalez, să presar prin toată cartea ceva care va fi catastrofa de la sfârșit. Da. Adevărul e că privind acum cu oarecare distanță analitică de la Acasă pe câmpia Armagedonului la romanul din 2017, din urmă cu 2 ani, tehnic, ca rigoare, ca stăpânire a scrisului, cartea din urmă cu 2 ani este mult mai puternică. Da. Anunță un prozator de cursă lungă, pe care eu nu l-aș fi ghicit, să zicem, în acum 20 de ani, în antologia Apocalipsa după Marta, am spus, uite, o poetă care stă bine... Voiam să scriu proză și puneam creionul pe hârtie și mi-eșa poem. Am avut lungi perioade în care nu puteam scrie nimic și atunci am zis trebuie să mă învăț să scriu și altceva pentru că sufăr cumplit în perioadele când nu pot să scriu și atunci am învățat să scriu eseuri, oricum le făceam oral. Credeți în vocația asta a profesorului, că am vorbit de mentor și discipol, am vorbit de controversata generație 27 și nu v-am întrebat despre Marta Petreu la catedră, profesorul, pentru că din sursele mele știu că la Cluj studenții vă iubesc. Ce pot să spun este că îmi vin la cursuri, iar eu
Mă străduiesc din răsputeri să-i fac să râdă, numai că nu dansez în fața lor. Doar îi atrag în teritoriul culturii. Despre asta e vorba. Să mai câștigăm niște urmași. Dacă în locul acestui roman aș avea un dicționar al limbii române cu toate cuvintele ei și Marta Petreu, cea cu atât de multe cărți și ferestre prin care privește, ar trebui să aleagă un singur cuvânt. Ar fi care? Dor. Mulțumesc! M-am bucurat pentru astăzi. A fost un mic dejun de care chiar o să-mi fie dor. Mulțumesc foarte mult!